Dați bă like. Salutare tuturor! Salutare! Și bine v-am găsit la un nou episod de Din Seven Days to Die! Locul voi sunteți obligați, da, prin lege, să dați un like. Nu i-a plăcut, nu, se vede că nu i-a plăcut intro-ul meu. Da, salutare tuturor! Bă, astăzi o să facem și noi upgrade la sulițe. O să terminăm, cum se numește... Zi-mă cuvântul. Misiunea. Așa, bă, misiunea. Că nu mai venea. O să terminăm misiunea și după aia, nu știu dacă apucăm să terminăm noi într-un singur episod, toată baza, sigur, nu o să terminăm, dar suntem aproape de final, că suntem în ziua 26-a și după ziua 27, eu zic că o să mergem cu încredere în ziua 28-a deci, acum. Ideea ar fi, cred eu, că astăzi mai ne distrăm, mai facem o misiune două. Și după care, cel puțin eu, dar cred că și cu ajutorul tău, o să iarăși continuăm să fortificăm, mă mai duc eu să mă mai la țepușă dacă mai bag un rând. Dar ideea este clară, neapărat să fac concret măcar două nivele, să fim pe drumul cel bun. Am ce am mai lucrat, din cât ești bine vede, să mai ridic un pic zidul cu încă un nivel așa de siguranță, dar e ușor de făcut, un adolgăt. Și da... Da, chiar că da. Mult de lucru, puțin timp, sau cum era o frază de... Da, mă rog. Deci, zicea cea din niște sulițe pe care vreau și eu să le fac, dar mi-ai luat tot înainte. Ok, bun, stai așa. Ok, bun, perfect. Atunci fii atent, vino încă. Ia de aici. Ia de aici. Ia de aici. Și mai ad aici și fă și tu o suliță să-mi fac și eu o suliță că durează 2 minute 44 și așa le facem simultan. 2 minute 28. Ah, la mine e 2 minute 44. Ce nivel? Eu sunt la cu crafting. Ok, la ce nivel? Nu știu, 2. Ah, și la mine e tot 2, atunci lasă așa, că pentru 10 secunde chiar nu contează. Bă, deci așa de... Cum naiba să facem, mă, să știi? Ok, bun. Deci trebuie să mai luăm o plantă, să o punem, uite, aici, să știu că pe aici e ieșirea, da? Da, bun, așa serios? Facem. Chiar, de fapt, cap and sense of direction, snake, da. Auzi, dar chiar că, mamă, ești nebun la cap, noi avem 553 de bucăți de iron, practic. M-am uitat acum să văd câte ingoturi de iron putem crafta și putem crafta vreo 500. Ne trebuie că vreau să fac în felul următor, deci să ne trebuiască un mix, un ciment mixer, să ne trebuiască să facem ciment care să fie următor upgrade după cobblestone. Pentru ciment mixer îmi trebuie 25 de bucăți și dacă vreau să fac cruciable ca să facem steel, îmi trebuie 100 de bucăți de forged iron. Faza e că o să-mi trebuiască și mechanical parts, care nu știu exact câte avem, ia că o să mă uit acum. O să-mi trească ranch-ul ăla și să mai lichidez niște păi mașini. Păi asta voiam și eu să fac. Dar mă rog, l-ai mai dat înapoi, l-ai ținut tu la tine. A, era în chest, bro. Da, da, nu l-am văzut. Am trecut până lângă el. Deci până vii tu în coa... Da, până vii tu în coa, eu mă duc să văd dacă s-a respawnat loot-ul. Până păi una a, da, până gata, sulița. Da, bine. Eu mai un minut. Ți-am dat da, share, mă, așa, ai quest acolo. Da, fii atent, mă. Am mai găsit un cooking pot, holy moly. Avem pana mea, cât pentru un restaurant. Când ai nevoie de cooking pot, noi. Da, nu, mă. Că avem cooking pot, ia de aici. Da, mă, uite, s-a respawnat loot-ul. Ia și loc picuri, să mergem și la poliție, dacă tot... Bun. O, bă, și acolo, dincolo, în casă lui Hannibal, mai știi ce horror era acolo? Da. Ăla de avea cadavre delicioase pe masă. Exact ăla. Om. Oh, uite ciment, stai că am găsit. Chiar bă, stai că am găsit ciment, oh my god. Nu. A, dar oricum, ți-ți dă ciment, ciment, ca și praf. A, shit. Trebuie... Dar oricum, ia-l, că e foarte bun. Și ăla, bine, ăla le faci din 12 bucăți de piatră, dacă rețin corect. Da, dar trebuie ciment mixer ca să faci acel ciment mix, îi zice. Auzi, nu am cum se numește, nu mai am de asta lopată și nici n-am cum să o repar, așa că lasă că o luăm noi altă dată. Bun, acum ies și eu din căsocă, deci mi-am luat spirul, am luat și de la pentru mașină și am luat și lockpicks. Mai trebuie ceva? Nu, nu cred.
Bă, e gata și spirul meu, hai să vedem cum arată. Oh, yeah, baby! Like a boss! Mamă, bă, acel ciment e în clădirea asta, e o clădire de construcții. Păi, ciment e în clădirea asta. E o clădire de construcții. Opa, asta e așa, boss, eu n-am mai văzut zombie de ăsta până acum. Bă, au început să apară niște zombie de ăștia urâți. Acum începe să se spuneze alea diferite, de care tot spuneam eu, dar tu nu mă băgai în seamă. Nu te-am băgat eu în seamă. Cred că... Dude! Oh, hai să vezi când o să vină aia feral. Să vezi când se ia graș care scuipă, care bubuie. Oh my god, sau no. Screamerul care când urlă, dar cred că screamer deja am văzut câteva. Care urlă și odată ce urlă, digitalată se spunează nu știu câți zombie în jurul tău. Și mai sunt mulți. Am auzit și dacă... Unde ești acum? Stai că eu sunt într-o casă de asta de ciment, vreau să iau loot-ul ăsta și vin. Aici și eu lângă tine, merem la quest. Ok, bun. Ce dracu e asta? Am găsit niște d-alea, știi tu, de loot, na. Eu ca ciment, pe bune. Și frame cubes. Pentru atâta pe bune. Ok, știi ce? Hai să plecăm de aici. Sunt sigur că mai putem găsi loot, dar hai să mergem să facem aia cu deadly. Și mai venim noi altă dată. Ok, nu mai e prea, dar am fugit de aici. Da, și vezi, e bine că am făcut casa la atâtea blocuri distanță de oraș încât se respawnează măgările. De asta ziceam și eu. Ce le-am pus? Bă, am pus care nici măcar nu m-au gândit la el, dar l-am făcut. I'm a genius. Hai, da. Bun. Ui, bă, dar ce plouă acelișa. Și afară plouă peste inima mea. Ce păi să cânte și fulgere? Păi, dar ce, mă? Trebuie să-mi zică cineva să tac, nu? Dacă la țară și aveți nevoie să ploaie cât de repede, îl puteți suna pe Snake chiar acum. El începe să cânte și începe să ploaie. Ok, bun, hai. Clear area. Oh, god damn it. Băi, ce-am mai fost, mă? Da, știu. De unde ești? Caut intrare. Cicat. Hai să spargem geam. Băi, ai glul, cior. Mamă, ce hidoșenie! God dang it! Tu ce ai făcut, mai? Păi, bro, hai că pe aici casa să te intri prin acoperiș. Ah, e fantastic. Eu am început deja să sparg geamul. Mai am un pic. Atunci vin și eu pe acolo. Pe unde vrei? Ăsta dă fier. Nice. Cine dă fier? Pare niște paluri solare pe casă. Și dă fier. Pe forță. Pion! Mamă, ce... Bă, bubuit! Ce ai făcut, boss? Eu sunt pe casă și fur panourile solare, ca un cetățean corespunzător ce sunt, și am auzit cum... Ia, încă o dată! Bă, ăsta n-ai casa aia de are mini ascunse pe acoperiș. Bă, la asta mă gândeam, nu știu dacă... Da, asta holy shit! Ok. Ce bubuie! Aloe vera! Bubuiță! Zombi în hazmat, tot frate. Ce e asta? Ia acum fur și clima e pe casă. Nu, mi-a dat legit, mi-a dat brass radiator. Ăsta să fie bun la motorbike sau la ce, franț, la mașină. Forță. Eu am găsit honey și bar brawling. Fantastic. Din păcate, stăm cam prost cu loot-ul pe aici. Uite, lipiciul e bun. Ia măciment. Nu știu cine e tipul ăsta cu care tot avea ăsta. Opa, hopa, 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 boss. Puteți, ce făceai în dulap acolo, tanti? Era să te prindă... Soțiorul de mult iubit și adorat. Era să te prindă nevasta? Ce căutai acolo în dulap? Pium!
Fuck! Mori, bă, Gihor! Ce a fost asta, boss? E, cred că ăsta o să fie ultimul. Sau printre ultimii. Ok, aparent n-a fost ultimul. Bă, cafea și niște mâncare. Ceea ce nu era. Apă și niște supă. Ok, rotting flash. Asta nu e așa bună, dar mă rog, merge. Știi cum e? Pentru chestia aia. Baterie. Murky water. Masa. Cloth fragment, military armor parts. Ui, auzi. O tonă de chestii de metal pe aici. Nu-mi dau seama dacă aș putea să mă urc acolo sau nu, deși nu cred. Și old zinc. Bă, cred că asta ar cam fi... A, și niște cafea. Mamă, dar câte cafea avem. E, da, că zice acolo cu returnul 3D. Bă, ți-am găsit o plantă. Am luat-o eu. Perfect, gata. Returnul de 3D. Eu mai mă uit un pic în casă. Nu bine, mai uite-te. Pentru că mai sunt chestii care n-au fost luate. Ne. Gen cuie. Da, nu știu dacă avem noi nevoie de cuie, dar... Aha, gunoi. Aha! Păi da, am găsit o chestie din aia, știi, unde de obicei se ține safe-ul sau chestii super ultra valoroase. De. Dar asta bineînțeles că nu ține nimic. Battery bank schematic, ok, asta nu cred că era. Shit. Am o fur mașina asta, e pe jos. Că să oprească mecanică Porsche astea. Că stamina o măsi. Ala-i. Bă, am lăsat ușa pe jos. Oh, ia stai că am găsit ceva interesant aici. Drop loot. 150 de dolari, da, gen dolari vechi. Military fiber, 26 de gloanțe, vitamine. Și ce pana mea să las? Las frame cube-urile astea că n-avem nevoie. Las iarba asta că n-avem nevoie. Charred meat. Minus water, dar se poate mânca. Hai să o mănânc, că o ducem mai prost cu mâncarea decât o ducem cu apa. Da. Ai dat some shit. Uite, mă, vitamine. Bă, de fapt, să mă duc la un trader sau... Te un crește aici în casă? Da. Okay. Hai că te aștept. Că mă gândesc că putem merge așa pe centru și când mergem pe centru putem să intrăm... A, de fapt, ia pe aici, cred că intrarea la poliție. Deadly. Ce? Ai loc picuri la tine? Da. Hai în acoperiș. În acoperiș? Da, în acoperișul casei. Cum ajung acolo? Adică că am spart o rută cu care puteam ajunge. Da, iată, script. De fapt, stai că fac frame-uri. Da. Puuu, și eu ce dracu las mă aici, că am o grămadă de chestii. Deci hai să lăsăm astea. Hai să mâncăm ceva, că am nevoie oricum și de mâncare. Așa. Fac și o seară prin cumbred. Ce avem, n-avem nevoie. Am eu casiz de la Franța. Breast Redditor. Față. Bai, nu știu dacă e până acoperiș. Eu am intrat prin înăuntru. Boss crossbow parts. Ok, asta nu cred. Sau să iau. Dar ce să las? Cold resistant, știi ce, nu le iau. Aia face bine să-mi dai ceva gen un pistol sau uite, vine. Bun, hai că ai venit, uite aici. Uite după asta. Da. Sper să-ți dea ceva armă acolo. Picklock. Ce bine că am venit cu picklock-urile. Să știi. Cum trece timpul?
pipe machine gun de level 5. Și m-am uitat la el, frate. Unde dracu era, mă? Trebuie să vii să-ți iei aici, mă. Da, o să vin. O să vin acum. What the fuck? Oh my god, iar am nenorocirea aia. Vai de capul meu. Ia fain. Acolo, am pe și-o văd. Hai că vin acum să-mi iau ăla. Nu detonezi. Bă, dar ce... Bă, cum am trecut mă pe lângă ele prima dată fără să activez niciuna, fără să știu că sunt acolo? O să le detonez cu ăsta, cu cu arcul. Aha. Tu ai fost la trader? Nu. Păi poți să te duci fără mine, deci poți să o iei în față, nu trebuie să mă aștepți. Sau vrei să mergem la poliție? Așa am unui am. Ok. Doamne, că nici nu știu ce să arunc. Hai să văd ce prostie ai tu, că poate... Aha, aha, ești niște chestii și poți să le suprapun. E să vom ție curat aici. Bun. Deci tu ce ai găsit de level 5, că am bubuit și nu mi-a mai intrat în cap. Pipe machine gun. Ah, bun. Oh, păi e upgrade ca lumea față de ce am avut eu. Ma. Bine, adică nu e AK sau ceva, adică, ne, dar totuși e suficient de bun. Eu zic și eu. Ok, acum întrebare e care se distrează cu, cu machine gun-ul? Acum întrebare e care se distrează cu machine gun-ul? Ce-l dau ție? Stai, ce mai e aici? Niște pipe-uri. Ok. Asta se mai răspunde, e urcat. Că atunci cobor și eu pe acolo. Știi ce, hai pe aici. Bun, hai pe aici. Easy peasy. Easy peasy lemon squeezy. Yeah, yeah. Bă, de ce dracu? Ah, plouă, iar. Oh, God, nu iar. Vreau să zic că ce dracu, vine seara, dacă nu-i. Da, da, bă. Și hai afară, aici. Da. Ok, mersi. Am două. Acum am două. Lumea. Ia. E cu albastru? Nice. Păi dacă rețin, cred că levelul maxim e 6, nu? Da, cel puțin, sau cel puțin, da, n-am văzut ceva mai bun ca asta. Uite, bă, steagul Americii înseamnă că asta e poliția. Aici. Dar să-mi bag piciorul. Știu că mi-ai dat tu, că mi-ai găsit parcă un ăsta, ciocan. E level 6, ia că l-am aici. Da. Opa, ce-o sunat așa. Hai câta vaca, câta doamna. Shades, perception, plus 1, oh god. Aia am zis eu. Câta, câta cisterna. Ho, tanti, țineți jos fusta, nu mă interesează. Nu cred că vrea nimeni să vadă. Ce fusta, bă, perdeam de la cea. Cerș, doamne, cerșaf. Bine, cu depinde. Oh, blueberries, boiled water. Niște chestii care și eu vreau să cumpăr la un tip, dar după aceea mi se pără că e bullshit. Ia bă, cu ce ți acoperi mașina, știi? Când stai afară și îți pui ca și o chestie pe ăsta, ia, să nu se împurdărească, să eu știu. Wow, snake, snake. Am văzut. Jesus! De unde dracu a apărut ceilalți? Din spate. Rămăsesem fără stamina. Da, ok, din spate, dar nu-i văzusem, gen. Ia uite, bă, mâncare. In hell, ce mă sper. Iam că mor. Cum zici tu? Auzi, știi ceva? Or. Auzi, dar eu pot să pun, uite, aici chestii, gen, și mă întorc după ele dacă mai am nevoie. Da.
Ce-am găsit? Ce ai găsit, bă? Șmentul, ce ai găsit? Ai găsit un trabuc să mor, tot ce tare. Îți dă plus 1, strength ăla. Și d-alea 3 duri mai bune, nice. Bă, păi, într-o fel e fucking logic, adică găsești un trabuc în ăsta e poliție, nu? Da, exact. E în toate felurile logic dacă stai să te gândești. Nu într-un singur fel. Aia ce ți-vă dracu. Aia de fapt ce aia asta? Oh, moldy backpack, fantastic. Vitamine. Oh, vitamine. Ah, muniție. Structural brace mod și steel spear parts. Nisip, lol. Azi, da, asta stai așa, asta ce pornește, asta așa. Asta activează ceva. Ok. Nu știu ce a activat aia. Poate aici la închisoare. Poate. Oh, God, cred că aia deschide celula, mă. Sau ceva. Wow! Potato seed. Stai, fă jos! E tabă ăla aia. Mamă, cât e prostea, mă. Gas, gas, trei repair kit-uri, ești nebun la cap? No. O tonă de mâncare. Asta să fie bun. Cooking utensil, campfire, baker. Nice. Bă, de fapt, asta... Shotgun. Hai că tura asta n-a fost deloc rea. E bun de ce... Da. Păi, da, unde era gen safe-ul aici? Aici? Nu era pe aici. Ok. Nu. Bă, da, chiar că unde era safe-ul? Că fost, știu sigur că era un safe. Eu cred că acolo, mă, în celula aia. Sigur era în celula? Da. Eu vreau să mai mă duc într-un singur loc după ce terminăm aici. În bookstore, în partea... What the fuck? Nu întreba. Ai, aici e safe, mă. Ui. Da. Trebuie să vedem. Ar trebui să mă duc și la bază, ar trebui să finalizez quest-ul. Oh, shit, și am o grămadă de iteme. Da. Știi ceva? Hai că eu mă duc să finalizez quest-ul și eu. Și după aia mă duc repede la bază și ar trebui ziua de mâine, adică următoarea de după asta, să ne apucăm serios să facem baza, să o terminăm. Și cam aia o să fie, cam ăsta e planul. Asta înseamnă că sunt toate șansele de lume ca următorul episod să fie episodul în care vine iar Luna Roșie. Holy shit, și acum o să fie iarăși așa, dublu. Să fie fun. Ia uite, sedan, untouched. Ce? Brass radiator, ok, nu mai stau să așa. Mai am niște chestii lăsate, dar nu sunt cine știe ce. Pula aia de poliție. Deci ce prost e, o fă un mod în safe-ul, atât. Un fucking mod. Măcar a fost unul bun. Auzi, dar chiar cum pui modurile? Ar trebui să ai, odată ce selectezi, de exemplu, să zic spirul nostru, ăsta deja se merită să pui moduri, că altfel le stricai până amul. Să zic că ai o fază de aia de blade și ar trebui să, odată ce alegi spirul unde dai repair, deasupra ai modify. Odată ce dai click pe modify, acolo sunt niște sloturi unde îți pui modifier-ul. Mm-hmm. Easy. Perfect, am înțeles. Că ar trebui să modific și eu niște arme. Și mai multe, de fapt. Că, na. Please modify for melee weapons and tools. Roll degradation. Armor. Pocket mod. Carry capacity 1. Ah, ce prostim dă.
Deci a Brace Mod, care poate n-ar fi rău ăsta, slow revenge. So glad to see your face. I get lonely sitting by myself all day. Scopix 2 mod sau Hunters Seld has don't become no using these tips. Increased visual, no. Increased visual magnification when aiming installed into small firearms and crossbows. Ooh, where's the sun? Okay. Great, fantastic. Mine seeing your inventory, okay. Pot să fum de asta, nu pot să cred, ok. No price sell. Încerc să vând niște chestii. Și nu le vreau, ha? Yeah, nu-i bine, nici eu nu știu ce să vând, mai bine zis. Like... Da, ca să fac cât de cât spațiu, ok, pe ăsta. De ăsta n-am nevoie oricum. No! Dude, nu cred așa ceva. Ce? Are fucking kidding me? Bă, asta are 3 safe-uri în spate. 3 safe-uri în spate. Păi, nu, acolo și ține itemele, nu? Ia, dar întrebarea e ce te întâmplă dacă omorâm pe asta? Eu nici nu cred că poți. Sincer, nu știu. Eu am o mică problemă, a picat cartea pe care mi-a dat-o după teșghea. Mă rog, nu cartea, pardon, modul pe care mi l-a dat, a picat după teșghea. Oh, God. Dar cum ți-o picat? L-ai aruncat tu sau ce? Nu le-am aruncat, nu mai aveam spațiu în inventar. Și eu cum dracu le iau? Păi cum, că și așa, ți-l pune în inventar acolo, numai că ți apare oricum blade ăla, știi? Că car prea mult. Păi eu nu mai aveam loc deloc în inventar. Stai așa că pot să intru. Am o idee. Destroyed Forge. Cum fac să... Ok, gata, știu ce fac. O să fie foarte retardat. Dar nu mai am mult timp. Hai să... Ok, sper să mă pot grăbi. Pot să mă... Unde mă urc? Yes. Am lemn? N-am lemn. No. Aici că mă dă afară gen de la 10. Ieși afară. Și cum dracu mă urc, mă? Da, mă, bine, deci nu pot să pun nimic aici. Da, super, avem și Baker. Da, closing soon, fantastic. Oh, well, măcar acum o să vedem și noi ce se întâmplă. Eu poate, dă-mi pot nici măcar să alerg, ești nebun la cap. Oh, God. Shit happens. Da, știi ceva? Yes, nu cred. Oh, God, m-a dat afară fix tocmai ce aflasem cum să fac aia. Așa să-ți fie în ciudă cumva. Ne. Am aflat în sfârșit cum să... Nu, nu, încă 5 minute. Nu. Ce dracu, 10 secunde, ce 5 minute. Mă rog, oricum, cred că ar că am trebuit să încheiem și noi aici acest episod. Și exact. Da, o să rezolvăm noi data viitoare restul. Dacă nu, cumva data viitoare o să fie fix episodul cu Blood Moon. Cred că o să fie ăla cu Blood Moon. Da, deci cam asta a fost. Asta a fost toată lumea. Noi v-am pupat, dați și voi like acolo, vă rog eu frumos. Vă rugăm frumos, haideți cât mai multe like-uri. Da. E gratis. Da, ne auzim. Ne auzim pe data viitoare, numai bine. Bye, bye.